Sag jetzt, oder? Nimm mir das. Ah, sind zwei. Neue Episode. Nou vlog, be. Asta stau voi, baby. Despre ce am făcut la examen. Înainte. Dacă vreți mai mult, dacă vreți mai multe serii și vreți să începem mai repede, să ne lăsați și voi un like pentru a vă arăta aprecierea voastră și dacă vă place. Nu este obligatoriu să... Da? Dacă îți place, îți like. Spune și scrie și voi în comentariu, da? Că m-am așa foarte mult să fac lucruri mai interesante. Și desigur, să fie comentarii frumoase din partea voastră. Și bineînțeles, și un subscribe. Pentru a mai fi curent cu ce clipuri posibile. Și apăsați și eu când se înscrie. Deci nu știu ce mai ne ce mai pe care le fac. Deci, să abonați-vă și voi ca să putem și fi și noi o familie mai unită, familia Vision. Și să începem. Bine, de curte m-am pucat de învățat. Când a început 11, era acum toți știm ce s-a întâmplat la examen, care cei de la clasa 8-a știm toți ce s-a întâmplat. Era la 11 iunie, unde s-a dat primul examen la română, tuturor examenul, și acum ne-a dat colegul meu Florin, care este fie fostul, desigur, fostul meu coleg, care se că noi ne stăteam în aceeași casă. Mai mult, nu erau o grămadă, că fiecare, toți, când au intrat la noi școală, fiecare a vrut să se ducă la ce clasă. Și fiecare copil, fiecare copii, își găseau care așa, găseau clasele să vadă dacă este unde să ne ducem. Dacă scria pe un tabel numele tău, atunci trebuie să te, atunci te duci în acea clasă. Și trebuie să ai la tine apă, o sticlă mică de apă, pixuri, creioane dacă ești la examenul la matematică și, bineînțeles, buletinul. Care buletinul, dacă nu îl ai, folosește pe ce? Pe carnetul de note, dacă nu ai ceva. Pentru că mai mult nu își fac buletinele și asta e cam nașpa. M-am mers bine. Am stat la fiecare, dar mai mult când și-au luat lucrurile, ei le-au pus într-un cameră specială. Eu nu mi-am luat nimic la mine gheoza, pentru că n-am nevoie și telefoane, că nu vreau să iau cu mine telefonul, deoarece dacă pun tu locul acela, este o șansă mare ca cineva să-mi ia telefonul și pe aia să-mi îl găsesc. A fost foarte frumos. Că am mers pe la jurul la m-am trezit la 7. Și până la ora 8 m-am dus pe la mine la școală. Era fain, frumos. M-am dus la clasa respectivă, că nu mi-am atinut nimic. Uite așa. Stăteam așa frumos. Supraveghetorii noștri, care unul dintre ei, unul era fostul nostru coleg, nu fostul nostru prof, care acum zic fostul, că a fost în fostul nostru prof de sport din a doua sau până la a patra, până s-a înlocuit cu antrenorul Roată, că acum a fost cu noi la clasa 5-a până a 8-a, suntem și noi azi. Și acum și apoi alta și cealaltă supraveghetorul nostru a fost o doamnă care nu știu că nu a fost cei de la altă clasă. Ne-au explicat regulile că nu ai voie să iei lucrurile tine ca ghiozdane pixus, dar că altfel
Da, cel care refuză nu va fi articulat. Nu. Nu va intra, nu va pica, asta lista de picare și nu îți va trece la etapa finală. Dacă pui copiuțe pe acolo sau să schimbi între ele sau ceva de genul. Sau bla 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 bla, mai multe reguli, bla bla bla. Și cu toții când înseamnă mai zis de două ori. Pentru că cei pe care au picat de două ori știu foarte bine că li s-a auzit regula asta de vreo, de vreo patru ori. Iar cei care măcar au fost la acele examene știu, odată care au reușit să iau o notă finală, sunt auziți asta de ce puțin două ori. La rând. Deci a fost simplu. Mi s-au dat foile. Mi-am zis, e ok. Am rezolvat, am scris pe ele la română. La unele erau foarte simplu. Chiar dacă nu știam la mai multe, chiar dacă nu știam tot, totodată le și știam, le-am și scris pe toate. Inclusiv la genul epic care mi s-a dat și o povestire despre ce am mai făcut la, despre o întâmplare petrecută la un imperiu. Și după ce am terminat, am mai discutat cu colegii. Simplu. Mai erau și alții care greșeau. Și la 13 ianuarie, că totodată m-am întâlnit la ora 7 și la 8 am repetat același lucru. Dar tot aceeași clasă, dar cu aveai tot diferiți, cu două doamne erau și cu alt coleg, dar tot fostul meu coleg Florin era tot în acea clasă. Doi, chiar. Deci e a doua oară când ne întâlnim amândoi într-un singur loc, la examene, sigur. Deci, Nina iar ne-a zis bla bla bla, puncte, regulile. La examenul la matematică, sincer, a fost un pic mai greu decât la cea la română, deoarece au dat subiecte care la unele chiar li. Și la altele, pur și simplu, a trebuit să le rezolv, chiar dacă probabil le știam sau nu le știam, totodată le-am și rezolvat. Iar am urât și iar am discutat cu colegii că cât de greu a, că un pic greu a fost un examen de matematică decât cea la română. Colega mea a fost la mea colegă și totodată cea mai bună prietenă mea, Alexia, mi-a zis că a fost un pic mai greu decât la română și a zis că a fost cel mai greu pentru ea. I-am zis, poate mai greu. Și cam asta a fost. Nu știu dacă o să intru la Vulcănescu, că totodată, chiar dacă a fost foarte grele, nu, depinde de ce ai făcut la examen. Și să nu vă faceți griji că o să picați sau nu, că totodată puteți vă reuși să intrați la un liceu respectiv. Și puteți, măcar, să munciți mai mult la pentru că liceele, părinții mei spun că liceul a fost greu pentru ei o perioadă și mai bine să nu vă simțiți că e foarte greu. Dacă știți să trezăm, știi. Cam asta a fost și episodul de azi, sper că vă place să facă și mă știi.
Dați și voi like pentru aprecierea voastră, să susțineți să ea și în continuare. Un comentariu cum aștept foarte mult să fac pentru că e mai bun și interesante pentru cei care nu să faceți și să și voi un comentariu mai frumos. Și bine, țineți și un subscribe pentru a fi o familie mai netă, familia grijă și apăsați și voi cu puțin descriere unde să fiți notificat cu cei mai noi videoclipuri posibile și cele pe care le fac eu. Ia a fost. Și ne vedem în următoare. Pa, pa. Și nu vă lăsați demoralizați, că oricum treceți și voi. Chiar dacă nu treceți la liceul respectiv, măcar ați dat ce ați putut și ați măcar ați intrat, că asta este tot ce contează. Să intri la un